Ora 17, bună seara, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, Dana Popescu sunt eu, poftiți în arena politică de la Antena 3 Pitești. Este anul marilor strategii electorale, să nu fie totuși prea politice, pentru că scopul, reamintim, este bunăstarea oamenilor, creșterea calității vieții în România și dezvoltarea țării prin investiții, programe, proiecte încurunate evident de cuvântul sau cuvintele magice, voință politică. Dezbatem și implicațiile la nivel local, pentru că în arena politică de astăzi l-am invitat pe domnul Radu Perianu, prefectul liberal al județului Argeș. Domnule prefect, bună seara, vă mulțumesc pentru prezență și bine ați venit în arena politică. Bună seara și eu vă mulțumesc pentru invitație și sper să fac față în arena politică. Nici nu mă îndoiesc de acest lucru, tocmai de aceea vă propun pentru început, de ce nu un context de încălzire, o întrebare de încălzire și v-aș ruga să ne conturați în câteva cuvinte un scurt portret politic, parcurs politic, de ce nu, de când în PNL Argeș, care sunt principiile liberale care vă animă și, bineînțeles, cum se regăsesc ele în proiecte concrete pentru Argeș. Mă faceți să fac apel la memorie. Cred că luând-o cu de când în PNL, din 1998, mai intens din 2003. Și atunci, cred că imediat în 2003 sau 2004, dar cred că 2003, am devenit și președinte al organizației de tineret a municipiului Pitești, a organizației locale Pitești. Cât timp am fost președinte la această organizație, cred că a fost cea mai frumoasă perioadă politică din viața mea politică. Ce v-ați propus atunci din această postură? Care mai erau obiectivele la tinerii liberali în acea perioadă? Eu atunci am mers pe un principiu, hai să-i spun așa, care m-a ghidat întotdeauna în viață. Și anume respectul reciproc. Acorzi respect de la început colegilor și, bineînțeles, că pretind să ți se întoarcă la fel. Cred că am reușit această chestiune pentru că am luat organizația de tinere dintr-un punct care nu era foarte fericit și am dus-o într-un loc în care adunam foarte mulți oameni, aproape 200 în 20 de minute, ceea ce pentru mine nu că am vrut eu să fac experimentul ăsta, a apărut nevoia, să zicem, în timpul unor acțiuni de partid și în 20 de minute eu trebuia să strâng 200 de oameni. Și am strâns. Pentru mine asta a însemnat că am câștigat cumva încrederea acelor colegi, că am câștigat încrederea tinerilor pe care îi conduceam atunci. Și lucrul ăsta mi s-a demonstrat în timp pentru că ori de câte ori mă întâlnesc, mulți dintre ei, dintre cei care făceau politică atunci, nu mai fac politică acum pentru că viața i-a dus în diverse direcții, profesional, familial și așa mai departe. Dar când mă mai întâlnesc cu ei ocazional, cu unii păstrez legătura și acum sunt prieteni și acum, dar când mă întâlnesc ocazional cu unii pe care nu i-am mai văzut de ceva vreme, și acum ne întâlnim și acum este o plăcere reciprocă să ne vedem, să schimbăm informații, să mai aflăm unul despre celălalt, ce mai face și cu ce se mai ocupă. Prin urmare, cred că ăsta este că principiul după care m-am ghidat și anume respectul, e un principiu bun și am de gând să mă țin de el în continuare. Și continuând cu răspunsul la întrebarea dumneavoastră, în momentul de față, principiul pe care l-a primit, eu sunt secretar, dincolo de prefectura Argeș, sunt secretar general al PNL Argeș. Ceea ce înseamnă omul care se ocupă cu organizarea. De la organizarea în documente până la organizarea evenimentelor cu oameni. Aplic același principiu. Îi respect pe toți colegii mei, le cer același respect și când spun respect înseamnă că am încredere în ei, am încredere să le dau sarcine, am încredere că le vor duce la bun sfârșit. Când cer respect de la ei, înseamnă că atunci când și-au asumat o sarcină să o ducă la bun sfârșit, să nu ne mințim unii pe alții și așa mai departe. Cred că toate astea se circumscriu cuvântului de respect reciproc și așa am de gând să merg în continuare. Paranteză! Nu întotdeauna oamenii înțeleg sensul larg al cuvântului respect, ne vorbim frumos, dar uneori nu facem. Atunci vine și reversul medaliei și atunci acționez în consecință. Pentru că
nu mă sfiesc să fac nici astfel de lucruri. Da. Domnule prefect, ați fost și contracandidatul domnului Adrian Miuțescu atunci când erau alegeri, nu-i așa, pentru PNL Argeș, dar pentru o scurtă perioadă de timp ați fost și consilierul premierului Câțu. Da. Despre care dintre aceste două momente vă este mai drag să vorbiți? Despre amândouă, pentru că amândouă au fost alegerile mele, nu m-a obligat nimeni. În ceea ce privește momentul în care l-am contracandidat pe domnul Miuțescu, aceasta a fost pentru că mie mi se părea că lucrurile în PNL Argeș nu mergeau în direcția pe care noi o doream cu toții, și anume câștigarea încrederii electoratului în mare, în cât mai mare, cât mai mare parte. Și deși am subliniat că nu facem chiar ce ar trebui, nu am fost luat în seamă de cei care decideau soarta strategiei locale atunci. Ce anume avea să-i reproșați la momentul respectiv? Însă mai multe, n-aș vrea să... Da? Le-am spus atunci la alegeri, am fost atât de slobod la gură că unii s-au și speriat. Dar... această poziție a mea a fost remarcată de alți colegi care mi-au solicitat, bă, hai să candidezi dacă tot spui că ai avea diverse alte forme de a face politică și nu trebuie să rămână doar aici, trebuie să-ți și asumi, să ți le și asumi și să candidezi, să-l contracandidezi. Pentru mine a fost un test acea candidatură, pentru că mi-a pus la încercare felul meu de a fi. Nu am atacat, nu am folosit murdării, nu am dat tușe groase pe contracandidatul meu. În sală, la momentul alegerilor, era prim-ministrul României din acel moment, parlamentari, și așa mai departe, toți veniți să-l susțină pe contracandidat, iar eu m-am exprimat liber, le-am spus ce aveam pe suflet, le-am spus ce mi-aș dori pentru PNL, fără să fiu inhibat de prezența unor personalități ale momentului, fără doar și poate. Prin urmare, și n-am regretat nicio secundă că mi-am depus acea candidatură și că l-am candidat până la capăt, pentru că în orice partid cred că există discuțiile acestea, hai să ne înțelegem, hai să vedem cum ajungem la un numitor comun. Consens. Și așa mai departe. Ce anume considerați că nu a mers în PNL, domnule prefect? Ce anume a dus la această scindare? E adevărat, a pornit de la nivel național, nu-i așa? S-a încercat o coaliție de dreapta, din păcate nu a avut prea multe sorți de izbândă. În același timp, PNL a suferit și această scindare. Ce credeți că nu a mers? Eu aș vrea să nu uităm niciun secund momentul în care PNL a condus România. Pentru că a condus România. De la pandemie, care a pus pe brânci toate economiile lumii, nu doar greutăți economiei românești, și totuși am ieșit fără mari suferințe din ea, fără mari sincope sociale sau economice, a venit acea criză energetică pe care eu nici acum n-am înțeles-o de unde s-a născut și de ce a fost de așa natură, dar gândiți-vă că PNL a gestionat lucrurile în așa fel încât nu a fost nevoie să facem duș cu apă rece câte doi, cum cancelarul unei țări mult mai bine cotate economic ca noi își sfătuia cetățenii să facă pentru a face economie. Deci am trecut și peste acea sincopă, cu toate înjurăturile pe care și le-au luat PNL, cu tot hate-ul, ca să spun așa, dar a guvernat responsabil și nu a pus economia României pe brânci. Nici oamenii nu au resimțit, fără discuție, dar nu la nivelul la care putea fi resimțit șocul acelei crize energetice. PNL a condus România în perioada războiului. E adevărat, nu ne-a afectat și Doamne ajută să nu ne afecteze în continuare direct, dar prețurile au sărit în aer, pentru că dintr-o dată fier, hârtie, am aflat că și hârtia o importam din Ucraina, îngrășăminte și așa mai departe. Deci au crescut cu cel puțin 30%,
lucru pe care PNL a trebuit să-l gestioneze și, desigur, să-l și deconteze electoral. Dar în același timp vreau să mai subliniez un lucru care nu știu de câte ori a fost spus. PNL a crescut pensiile românilor cu 40% în perioada 2020-2023. Tocmai din acest motiv, acel fluturaș, țin minte că acum câteva săptămâni, cu mărirea de pensie, a fost și un fluturaș al unor candidați liberali într-un județ din România. Este posibil, dar nu. Eu vă spun aritmetic. În 2020 punctul de pensie avea o valoare. În 2023, cu PNL la guvernare, avea o valoare crescută cu aproape 40%. Creșteri sănătoase care nu au periclitat dezvoltarea economică a României. Prin urmare, zic eu că PNL și-a făcut bine treaba, în ciuda erodării, în ciuda înjurăturii unora sau a altora. Dacă stăm și gândim rațional, rece și la obiect, păi interesul nostru al cetățenilor, vedem că PNL și-a făcut bine treaba. Vorbim de niște creșteri, domnule prefect, care din păcate nu se resimt atât de consistent în buzunarele românilor. Este o realitate. Da. Dar, vedeți, nu cred că există vreun partid politic, indiferent care ar fi el, care să poată să vină să dea, și să dea o creștere de așa natură încât să resimțim că ne-am pricopsit toți. Nici nu ar fi economic posibil, presupunând că am avea bani. Dacă azi ai face, ai mări cu 100% pensiile, mâine inflația ți-ar lua o razna, prețurile ar sări de la sine cu 200%. Prin urmare, vedeți că pare ușor, dă tu că ești guvern și nu dai de la tine, dă-ne nouă că ne e greu, dar în același timp mai sunt o serie de factori de care trebuie să se țină cont. Plus că nu există sursa de finanțare pentru a susține o astfel de creștere, astfel încât să se simtă în buzunarul românilor. Dar vreau să vă spun altceva. O conducere economică proastă, care nu ți-ar da, ți-ar lua. Da? Pentru că dacă noi am fi intrat în crizele despre care vorbeam, că PNL le-a evitat, nu ar fi dat românilor, dar le-ar fi luat foarte mult. Și atunci ar fi simțit economic, nu că li s-a dat, ci că ajungem să spunem, băi, mai bine era atunci decât îmi e acum. Au existat niște creșteri, nu au fost, au fost substanțiale, nu s-au simțit așa cum ne-am fi dorit în buzunarele românilor, dar am evitat să ajungem în colapsuri economice unde s-ar fi simțit foarte, foarte tare acest colaps. Același lucru spun și cei de la PSD. Acum depinde... Mai vreau să mai spun un lucru, și anume, orice partid și-ar dori pentru câștigarea alegerilor să-și satisfacă electoratul, da? Sau să-și satisfacă pe toți cetățenii ca să câștige cu un scor cât mai mare. Nu se poate așa ceva. Gata, de mâine vă dau câte 1000 de euro la fiecare în plus la pensie sau la salariu. Nu este economic posibil, nu este logic posibil. Apropo de electorat, domnule prefect, așa cum și cum partidele se fac, se împart, se despart, fac alianțe, coaliții și așa mai departe, automat că și electoratul poate fi și el divizat, nu-i așa? Și apropo de acest aspect, știm foarte bine de când PNL s-a împărțit în două, a luat naștere Forța Dreptei, Forța Dreptei care astăzi este într-o alianță a Dreptei Unite, alături de PMP și USR. Cum credeți că simte PNL acest lucru din punct de vedere al electoratului? Sau ce strategie ar avea PNL să-și păstreze electoratul de dreapta? Pot să vorbesc din punctul meu de vedere. Sigur. Ați amintit de faptul că se fac și se desfac alianțe, se fac și se desfac înțelegeri și așa mai departe. Acesta este un lucru foarte bun, pentru că în esență asta înseamnă democrație. Iar democrația este cel mai bun produs dintre toate formele de guvernare care pot exista. Niciunul nu e perfect, dar democrația e cel mai bun dintre toate. Lucru verificat în toată istoria. Faptul că o serie de colegi au ales să înființeze un alt partid politic, sigur că afectează PNL, pentru că, în primul rând, a pierdut niște oameni. Nu ne-am fi dorit să se întâmple treaba asta, dar este alegerea lor, nimeni nu e ținut cu forța în PNL. Și dacă ei au ales să creioneze, să construiască un alt proiect politic, este o alegere a lor. Sondajele, nu le luăm drept literă de Evanghelie, dar sondajele nu creditează foarte sus acest partid de sine stătător
Da? El singur, dacă ar candida, nu ar fi la nivelul la care și-ar dori ei sau la nivelul la care să ne sperie pe noi. Dar avem această alianță care, cu siguranță, o să rupă noi așa din electoratul de dreapta. Avem această alianță care rupe și joacă tot pe partea dreaptă a ieșichierului politic și se adresează tot electoratului de dreapta. Vom vedea acum cât vor rupe. E opinia mea, nu-i văd alergând pe cai mari. Din foarte multe motive, hai să nu iau Argeșul ca exemplu, să iau exemplu din alte părți. Primari ai unei formațiuni care face parte din această alianță, nu mai stau foarte bine, nu mai sunt, au dezamăgit îngrozitor. Vedem alți primari prin alte județe cum aleg alte formațiuni politice din partea cărora să candideze în 2024, pentru că nu mai sunt mulțumiți de actuala formă de reprezentare sau da, face politica partidului. Prin urmare, eu nu-i văd pe cai foarte, foarte mari. Că ei se prezintă cu surle și trâmbițe și asta face parte din jocul electoral, din viața democratică a unei țări. Și e foarte bine că e așa. Vom vedea la vot ce se va întâmpla. Acum pot avea un rezultat mai bun sau mai prost. Da. Eu nu-i văd fiind pe cai mari în alegerile din 2024. Apropo de această alianță, într-adevăr, au o înțelegere electorală la nivel de alegeri europarlamentare. După aceea, rămâne de văzut ce carte vor juca. Că vor perpetua, dar da. Vom vedea ce se va întâmpla. Apropo de alegeri, într-adevăr, anul acesta este un an extrem, extrem de complicat. 4 rânduri, ba chiar 5, dacă ar fi să punem și turul 1, turul 2 la prezidențiale. Care ar fi miza alegerilor în acest an la prezidențiale, de exemplu, din punctul dumneavoastră de vedere? Ne putem aștepta să existe un candidat comun PSD-PNL la prezidențiale? În politică se spune că orice este posibil. Nu știu. Nu știu ce se va întâmpla, cred că nici cei care sunt în măsură să decidă lucrul ăsta nu știu deocamdată ce formulă vor alege. Eu mi-aș dori ca la sfârșitul anului 2024, după toate rândurile de alegeri, să avem o guvernare solidă de natură a asigura stabilitatea României, parcursul ei european și parcursul NATO. Este mai important ca oricând treaba asta acum. Din două motive. Cu NATO înțelege toată lumea. Avem războiul din Ucraina care, iată că nu se mai termină, nu sunt cele mai fericite vești de acolo, citim pe toate site-urile de știri că nu se întrevede un sfârșit al ostilităților acolo, ceea ce are repercusiuni economice de toate tipurile asupra noastră direct, deci parcursul NATO cred că este de netăgăduit, iar parcursul european suntem în continuare în PNRR, accesăm fonduri, se mai pierd din liniile de finanțare, dar în momentul de față absorpția fondurilor europene este la un nivel procentual fără precedent de bun. Și în același timp avem nevoie de stabilitate asigurată pentru că, și aici iarăși vorbesc de Partidul Național Liberal și pot fi contrazis de oricine, Partidul Național Liberal, care când era singur la guvernare, a făcut programul Angel Salini. Programul acesta Angel Salini asigură finanțare pentru drumuri asfaltate, pentru canalizare acolo unde nu este, pentru apă, și poduri. Adică este vorba de o minimă civilizație, de un confort elementar pe care îl asiguri locuitorilor unor comune. Și vă spun că toți primarii din România s-au repezit cu proiecte pentru a-și ridica gradul de civilizație din comună. Deci, pentru dezvoltarea României, PNL este salutar. Dacă era altcineva cu ideea asta, o făcea până. A trebuit să vină PNL și să o facă PNL, da. Și nu populist, nu cumpărând voturi, ci oferim bani comunităților locale, indiferent de culoarea lor politică, pentru a crește gradul de civilizație al acelor comunități locale. Le bagă apă, canal, nu trebuie să mai duci în fundul curții, dai drumul la robinet și scurge apa, nu trebuie să iei din puț sau să cari cu gălea ta, și drum asfaltat să ieși din țărână. Da? Este acel PNDL, nu? De fapt o continuare sau o schimbare de denumire?
PNDL, dacă era, să făcea până acum, repet. Este un program propriu, este un program care ajută comunitățile locale prin finanțări pe proiecte. Nu-i dai primarului o sumă de bani, mă, tu și fă ce vrei cu ei. Nu. Proiectele sunt depuse, aprobate și în funcție de asta sunt și finanțate. Dar, repet, pentru trei mari categorii de investiții, drumuri, canalizare și apă. Adică, imaginați-vă, printre altele, pe lângă confortul pe care îl creează cetățenilor, cetățenilor, le crește și valoarea proprietăților. Într-un fel valorează o proprietate care nu are apă, nu are canal și trece drumul plin de țărână pe-n față, neasfaltat, drumul de țară, și în altfel, altă valoare o are o proprietate care e racordată la canalizare, care e racordată la apă și care atunci când ieși din curte, ieși direct pe asfalt. Da. O să ne întoarcem, evident, și la proiectele liberale susținute la nivelul județului Argeș. M-aș întoarce la... Așa a fost discuția, nu știu, ne-a purtat... Sigur că da. Sigur că da. M-aș întoarce la întrebarea de mai devreme. Pe cine, din punctul ăsta de vedere, pe cine vedeți, eu știu, cu un profil nu neapărat ideal, dar potrivit pentru prezidențiale din partea PNL? Vedeți pe domnul Ciucă, de exemplu, candidatul PNL? Eu am avut onoarea să-l cunosc pe... domnul președinte Ciucă personal. Și mi-a plăcut foarte mult de el. Da, îl văd ca pe un candidat viabil, un candidat care poate să concentreze voturile de dreapta din România și îl văd ca pe un câștigător al fotoliului prezidențial. Este un candidat de care se va ține seamă și un candidat cu reale șanse la câștigarea fotoliului prezidențial. Și spun asta prin prisma nu atât a declarațiilor publice care sunt accesibile tuturor, dar și prin cunoașterea dânsului punctelor lui de vedere și felului lui de a fi în privat, în da. Cerc restrâns. Este un candidat pe care ar putea să-l agreze și PSD. Știm foarte bine că cu domnul Ciucă se înțeleg eu sau au o relație. Uitându-mă așa pe, la televizor când mai butonezi seara de pe un canal pe altul, am văzut că PSD n-a ieșit din oful faptului că nu mai are un președinte de 20 de ani. Eu zic că foarte bine că nu mai are. Dar aud tot timpul aceeași placă pe care o aud de 20 de ani. PSD e un partid mare, PSD trebuie să aibă președintele, PSD va da președintele și așa mai departe. Tot... Poate că le convine așa, poate că vor să aibă premierul. V-ați gândit la acest aspect? Repet, deocamdată, dă voie de nevoie, mai mult de nevoie, că nici ei nu și-au dorit, nici noi. Noi, cu siguranță, nu ne-am dorit, dar ăsta a fost contextul și pentru stabilitatea României, nu pentru că ne iubim unii cu alții, a trebuit să facem această alianță, doar la nivel central, pentru că în teritoriu, în județul Argeș, nu e, dar nu e nicăieri în țară. De dragul stabilității României, a trebuit să facem această alianță. În cadrul acestei alianțe sau ca urmare a acestei alianțe există un comitet, hai să-i spunem așa, un loc în care se întâlnesc liderii celor două partide și discută aspecte legate de direcția în care trebuie, a politicii pe care trebuie să o abordeze guvernul fiind bicolor și așa mai departe. În cadrul acestor ședințe de coaliție, sigur că scenariile pot fi variate și pot fi discutate cu mai mult sau cu mai puțin succes. Prin urmare, o astfel de propunere venită dintr-o parte sau din alta poate exista. Vom vedea dacă se va și materializa pozitiv sau nu. Da. Sigur că există orice este posibil în politică și politica, dincolo de demagogie, dincolo de populism, dincolo de orice spoiel de genul acesta, la partide responsabile este pragmatică. Și când pui pragmatismul înainte, cred că nu greșești. Da. Deci rămâne de văzut. Nu știu rămâne de văzut, într-adevăr. Și la ce ambiții politice, din păcate, mai vedem, nu-i așa, la noi în țară, poate că n-ar fi exclus să fie și un candidat independent, nu-i așa, susținut atât de PNL cât și de PSD. Adică dacă nu se găsește, eu știu, un candidat agreat și de o parte și de cealaltă, este posibil să se susțină un candidat independent sau ar fi o soluție de compromis?
E posibil, tocmai spuneam, da. În politică orice e posibil. Este posibil. Haideți să revenim pe plan local, domnule prefect. Cum se prezintă PNL Argeș în momentul de față? În ce stadiu sunt alegeri, sunt desemnări de candidați, consolidări de filiale? Care este strategia începutului de an? Ați spus exact punctul pe ei. Și ați și concluzionat așa, foarte clar și foarte concis. Da, suntem în pline reorganizări. Aproape am terminat, dar încă mai sunt de șlefuit pe aici, pe colea, anumite chestiuni. Ne pregătim de campania electorală, prima campanie electorală, cea a europarlamentarelor. În sensul ăsta există o comunicare atât pe orizontală, noi aici în Argeș, cât și o comunicare cu centru. Ni se cer liste, ni se cer oameni, ni se cer modele de organizare, ni se cer, de exemplu, echipa electorală pe care noi am făcut-o la echipa de campanie pe care noi am făcut-o la nivelul județului Argeș, este făcută pe modelul solicitat de conducerea centrală. Sigur că am garnisit cu oameni echipa asta, care la rândul lor își vor aduce alți oameni, pentru că nu poți să lucrezi decât în echipă, fiecare pe departamentul lui. Și să înțelegem că la europarlamentare PNL va merge pe liste proprii? Eu așa știu. Da, bun, că PNL va merge de altfel. Este luată o decizie la Sinaia anul trecut, prin noi înșine se cheamă această, este titlul acestei decizii, în care Partidul Național Liberal a decis să meargă de unul singur la toate rândurile de alegeri. Încă s-au identificat candidații? Sau urmează să se mai analizeze, să se socotească? Vă dați seama că orice partid responsabil are de mult în vedere măcar niște persoane, dacă nu chiar identificate, purtate discuții. Sunt sigur că și la PSD s-a întâmplat treaba asta. Sunt sigur, aud că și AUR se organizează pe aici, pe acolo. Sunt sigur că și USR-ul face același lucru. Știu că și Forța Dreptei trage de unii și de alții. Prin urmare, orice partid care vrea să obțină un scor electoral se organizează de la candidat sau de la căutarea celui mai bun candidat din localitatea respectivă până la secții de vot, membri și așa mai departe. La nivel local. Asta e partea plicticoasă și nu prea comestibilă a activității de partid, dar să știți că grosul ăsta este. Da. La nivel local, domnule prefect, vă vedeți candidatul liberal, știu, pentru șefia Consiliului Județean Argeș? Este evident că multă lume se uită la mine ca fiind candidat pentru ceva la alegerile locale, dat fiind că dețin funcția de prefect, funcție foarte înaltă la nivelul funcțiilor din județul Argeș. Că unii dintre ei spun că am și făcut foarte multe și aș avea cu ce să ies în fața electoratului, încă nu s-a stabilit. Încă nu s-a stabilit, eu sunt om de echipă, stabilim în echipă cine este cea mai bună variantă a momentului, cel puțin, și dacă se va stabili să fiu eu, sigur că nu mă voi da înapoi. Dar nu s-a stabilit, va fi o decizie de echipă, discutată, paradiscutată, probabil că mai sunt și alți doritori. Dar vă vedeți candidatul liberal? Adică v-ar plăcea să fiți în această ipostază? Haideți să vă spun altceva, să o luăm altfel. În 2020 mi-am depus intenția de a candida la alegerile parlamentare pe lista care e deputaților. Bineînțeles, nu avem nicio speranță la nimic, dar este un parcurs politic și trebuie să-ți afirmi o dorință, chiar dacă nu se materializeze. Și bineînțeles că n-am avut loc pe lista aia. Vă amintiți, l-am contracandidat pe președintele Miuțescu, nu l-am iertat nici ulterior, adică l-am tot criticat în interiorul partidului, mai ales în ședințe, și bineînțeles că n-am avut loc pe acea listă. Ulterior, retrăgându-se de-i colegi din motive subiective, dați-mi voie să spun că pur subiective, și fiind foarte aproape termenul de depunerea listelor, m-au băgat și pe mine pe listă undeva foarte jos, întrebându-mă înainte, bă, Radule, vrei? Că uite, suntem în pană și trebuie să ne salvezi. Bine, mă, vă salvez, puneți-mă unde vreți voi. Pentru că pe Partidul Național Liberal, un partid serios, nu poate să fie cu listă incompletă, mai ales că avea și de unde, pur și simplu s-a întâmplat, au fost aia supărați și au plecat.
Pentru mine este o onoare să fiu pe lista Partidului Național Liberal într-o candidatură, oricare ar fi ea. Prin urmare, dacă partidul mă onorează cu o astfel de propunere, să fiu reprezentantul Partidului Național Liberal la una dintre cele mai înalte funcții din județul Argeș, este onorantă această propunere și sigur că o voi accepta fără rezerve. Cred că e ceva similar cu un jucător solicitat să joace la echipa națională de fotbal a României. E o onoare și asta. Da. Pentru mine ar fi o onoare să fiu desemnat ca și candidat al Partidului Național Liberal și sigur că aș accepta o astfel de propunere. Într-adevăr, încă mai sunt discuții, încă mai sunt strategii. Cu siguranță, la momentul oportun, le vom afla pe toate, pentru că, de adevăr, anul electoral a început deja și noi nu știm niciun candidat la nimic și ne interesează. Noi așa vrem să știm. Cu siguranță îl veți afla, pentru că, de regulă, o candidatură nu poate să fie secretă. Dar vrem să aflăm mai repede. E expusă tuturor. Vrem să aflăm mai repede ca să-i aducem în fața telespectatorilor și să ne spună care este strategia pentru funcția la care candidează. Să revenim la problematica actuală, domnule prefect. După protestele fermierilor și transportatorilor, știm foarte bine, s-au anunțat și alte categorii socioprofesionale, de exemplu medicii de familie. Nu știu dacă ați aflat, dacă ați urmărit știrile... Ei, cum să nu? Lăsați-mă să termin, vă rog, dacă ați urmărit știrile Antena 3 Pitești, potrivit doamnei Mariana Boșneag, președinte Asociația Medicilor de Familie Argeș, de luni se anunță mișcări și în județul Argeș. Luni, așadar, medicii de familie vor picheta Casa de Asigurări de Sănătate Argeș între 11 și 13, iar marți o delegație va veni cu un comunicat la prefectură. Știați acest lucru? Sigur că da. Aș vrea, în primul rând, să știu că doamna Boșneag este unul din liderii medicilor de familie. Am lucrat cu dânsa foarte, foarte bine, un om salutar, la momentul acela, în perioada pandemiei, când a fost foarte greu. Și cu dânsa, tot respectul jos pălăriei, păstrez veșnică recunoștință pentru ajutorul pe care mi l-a dat mie. Mi l-a dat oamenilor până la urmă. Dânsei și nu e singura, mai sunt oameni care au fost excepționali în momente grele. Omul își dovedește valoarea în principal în momente grele. Știu că vor veni la prefectură să depună un memoriu pe care eu îl voi comunica forurilor superioare, ministerelor de resort. Sigur că voi sta de vorbă cu ei, sigur că le voi asculta opiniile și chiar voi înainta în timp util toate cererile lor către forurile superioare, în speță către Ministerul Sănătății, către Ministerul de Interne, că ăia sunt șefii noștri ale prefecturilor, către Ministerul de Finanțe. Am vrut să vă surprind, iată, să vă dau o veste așa în premieră, dar n-am reușit. Știați așadar de acest lucru. Medicii de familie, normal că știați, medicii de familie spun că sunt în pragul falimentului și nu-și mai pot plăti furnizorii. Ba mai mult, spun că vor închide cabinetele medicale dacă, de la 1 februarie, dacă nu se vor remedia anumite probleme, nu vor să negocieze scăderea valoarea punctelor. Sper că va exista rațiune și din partea unora și din partea celorlalți, adică atât a guvernului cât și a reprezentanților medicilor de familie, pentru că este o problemă de care trebuie să ținem cont cu toții, și anume medicii de familie eliberează rețetele compensate pentru persoane care au nevoie de medicamente, pentru persoane care au nevoie de compensare aceea, pentru că altfel ar fi foarte scumpe medicamentele, și atât ei ca medici, dar și guvernanții trebuie să înțeleagă că cu soarta pacientului nu te joci. Având în vedere chestiunile acestea, medicii sigur nu trebuie să folosească așa ca și instrument de șantaj o astfel de chestiune, gen închis cabinetele, dar și guvernanții trebuie să aplece urechea asupra cererilor legitime ale medicilor de familie, subliniez legitime, ce e întemeiat trebuie tratat cu seriozitate. Ce fantezie, hai să-l tratăm cu fantezie, dar și unii și alții.
Da. Cu siguranță urmărim subiectul și vom reveni cu detalii, pentru că sunt foarte multe proteste, domnule prefect. Vedeți, sunt foarte multe categorii socioprofesionale dezamăgite. Acum nu știm dacă sunt strategii politice ca să se aducă în discuție sau, eu știu, ca să se reglementeze anumite situații sau probleme reale. Clar, sunt și probleme reale, însă nu e deloc confortabil să vedem cum oamenii ies nemulțumiți în stradă să strige ofurile. Asta spune foarte mult și de clasa politică, dacă îmi permiteți, că sunt situații care sau probleme care nu s-au rezolvat la timpul lor, de am ajuns în situația aceasta în care să nu se găsească sau să nu avem deja o bază pe care să putem construi. Avem senzația că o luăm tot timpul de la zero, când lucrurile ar fi trebuit deja să fie reglementate și să creștem mai sus. România au o vorbă. Întotdeauna e loc de mai bine. În zilele noastre e loc de mult mai bine. Cred că pe asta se bazează foarte mult cererile protestatarilor, pentru că eu n-aș vedea situația atât de apocaliptică. Îmi cer scuze dacă supăr. Pe de altă parte, protestele și cererea, afirmarea în acest mod a cererii unor drepturi nu este nimic apocaliptic în ea. Repet, nu e de sfârșitul lumii. Asta se întâmplă de când lumea, asta se întâmplă în foarte multe țări civilizate cu o democrație veche. Astea sunt forme de manifestare a unui om care trăiește într-o societate democratică. Are dreptul să protesteze, are dreptul la liberă exprimare, are dreptul să-și spună păsurile. Este adevărat că că sunt categorie după categorie după categorie. Unii își pun problema dacă nu cumva e un foc întreținut așa de unii și de alții care să pricep să întrețină focuri. E posibil, dar în același timp cu toții suntem de acord că poate fi loc de mult mai bine. În același timp, lumea trebuie să fie responsabilă și decentă în cereri, pentru că am auzit unele doleanțe, să le spunem așa, ale unor reprezentanți care spuneau năstrușnicii sau cereau năstrușnicii. Așa ceva frizează bunul simț și zgârie pe logică pe oricine, scuzați-mi expresie. Dar sigur că dacă se discută rațional și se caută soluții de comun acord care să nu pună nici economia pe brânci, să nu creeze nici dezechilibre, unii să fie foarte bine, foarte bine plătiți doar pentru că au protestat, iar ceilalți care au stat cu minți să rămână mai prost plătiți decât ar merita, nici asta nu trebuie să se întâmple. Adică de asta trebuie făcut apel la rațiune, la echilibru, la bun simț și la logică, în ultimul rând. La logică și, bineînțeles, la voință politică, pentru că acesta este scopul, nu-i așa, atunci când vrem să ducem lucrurile la sfârșit. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Arena Politică. Cu siguranță vom avea ocazia să vorbim. Doamnelor și domnilor, urmează în continuare știrile locale Antena 3 Pitești. Eu vă aștept de la ora 18 cu emisiunea Generic. Argeșul este aici. Numai bine!